La ziua întâi după moartea reginei Elizabeta a II, Consiliul de Aderare, care include personalități guvernamentale de rang înalt, se va întruni la Palatul St. James la ora 10 pentru proclamarea principală a noului rege. După amiază, noul rege va avea mai multe audiențe. De asemenea, vor fi aduse omagii în Parlament. În cea de-a doua zi după moartea reginei Elizabeta a II, sicriul va fi transportat de la Castelul Balmoral spre Palatul Holyrood House. În următoarea zi va fi organizată o procesiune ceremonială de la Holyrood, de-a lungul Royal Mile până la Catedrala St. Giles, pentru o slujbă la care vor participa membrii familiei. Apoi, catedrala se deschide publicului timp de 24 de ore. Conform planurilor, regele Charles trebuie să meargă la Palatul Westminster pentru a primi condoleanțe. În primul său act de suveran va participa la ceremonia cheilor de la Palatul Holyrood House. De asemenea, va avea prima audiență cu premierul Scoției și va primi condoleanțe din partea Parlamentului Scoțian. Ziua a patra după moartea reginei Elizabeta a II, sicriul va fi mutat la Edinburgh Everly. De acolo va fi transportat cu trenul regal în timpul nopții până la gara St. Pancras din Londra, unde va ajunge în dimineața următoare. Regele Charles va pleca în Irlanda de Nord, unde urmează să primească un mesaj de condoleanțe. Mai apoi va participa la o slujbă organizată la Catedrala St. Anna din Belfast. Va avea loc și o repetiție pentru procesiunea sicriului reginei de la Palatul Buckingham la Westminster Hall. Ziua 5 după moartea reginei Elizabeta II, sicriul este așteptat să ajungă la Palatul Buckingham pentru câteva ore înainte de marea ceremonie planificată la Londra în acea zi. În cadrul primului mare eveniment ceremonial care precede funeraliile, sicriul regretatei regine va fi purtat de la Palatul Buckingham la Westminster Hall pentru începutul celor 5 zile de priveghi. Se preconizează că sicriul va fi purtat pe o trăsură de tun. La sosire va avea loc o scurtă slujbă religioasă. În acest moment, publicul va avea ocazia de a-și prezenta omagiile. În ziua 6-a, după moartea reginei, vor continua ceremoniile de priveghi. În cea de-a 7-a zi, regele Charles se va deplasa în Țara Galilor pentru a participa la o slujbă. Apoi va vizita Senedul Gales și va primi o moțiune de condoleanțe. În cea de-a 8-a zi, regele Charles este așteptat să primească guvernatorii generali și prim-ministrii din regate. Ziua 9-a după moartea reginei Elizabeta II, în ajunul înmormântării, Charles va primi familiile regale străine care vor participa la funeralii. Se așteaptă ca oaspeții de peste hotare să participe la ceremonia de înmormântare. Cea de-a 10-a zi, înmormântarea reginei Elizabeta. Funeraliile de stat vor avea loc la Westminster Abbey. Se vor păstra 2 minute de reculegere în toată țara. După slujba de o oră, o mare procesiune ceremonială va însoți sicriul până la Hyde Park, unde va fi transferată din trăsura cu tunuri în mașina funerară de stat. După această procesiune va avea loc o slujbă de înmormântare la capela St. George, Castelul Windsor, în timpul căreia sicriul va fi coborât în cavoul regal.